Primăria municipiului Suceava a fixat în cadrul bugetului pe anul în curs o sumă de 3 milioane de lei pentru culte. Solicitările însumate sunt mult mai consistente. La peste 5 milioane lei au ajuns solicitările de fonduri venite din partea unităților de cult de pe raza municipiului Reședință de Județ, a anunțat primarul Ion Lungu. El a indicat și care vor fi prioritățile în alocarea banilor respectivi, dar după ce va fi aprobat bugetul în Consiliul Local. Voi propune, domnule consilier, și am avut o primă discuție, să dăm 500 de mii pentru construirea noului seminar ortodox, de asemenea 500 de mii la catedrală. De asemenea, vrem să prindem programul Centenar 2018, două biserici pe care să le finanțăm mai mult în acest an. E vorba de biserica Mirăuț, care să fie gata în anul 2018, și la fel o biserică care e foarte înaintată și arată destul de bine, biserica Sfântul Spiridon din cartierul George Enescu, biserică deosebită, în stil bizantin, construită în piatră.